Oh, nu-ți face griji, nu te poți infecta. Este doar... Ce? Oh, alergia mea. Bolile cu transmitere sexuală sau BTS sunt bolile, infecțiile sau afecțiunile care pot fi răspândite de la o persoană la alta prin contact sexual. Acesta include contactul organelor genitale, penis, scrot, vulvă sau vagin, în timpul oricărui tip de sex, oral, anal sau vaginal. Unele boli cu transmitere sexuală sunt destul de frecvente, deci nu ai de ce să te jenezi dacă capeți vreuna dintre ele. Unele infecții sexuale nu prezintă simptome, deci mulți oameni care le au nu cunosc și ar putea să le răspândească. Pentru cei care prezintă simptome, pot avea dureri sau umflături în jurul organelor genitale, răni sau erupții, mâncărimi, arsură sau durere în timpul urinării, iar fetele pot avea secreții vaginale care sunt diferite de cele obișnuite. Dacă ai unul din aceste simptome sau dacă ai avut sex neprotejat, este important să te testezi. Testele bolilor cu transmitere sexuală sunt diferite. Unele sunt analize de sânge, altele sunt analize de urină, dar sunt și altele care folosesc o mostră de salivă sau secreție vaginală. Chiar dacă te protejezi, este o idee bună de a te testa pentru infecții cu transmitere sexuală cel puțin o dată pe an. Poți face test la medicul tău de familie sau la cabinetul medicului ginecolog sau dermatovenerolog. Unele boli pot fi tratate, iar altele nu, dar simptomele lor pot fi atenuate cu preparate medicamentoase. Dacă unele boli cu transmitere sexuală rămân netratate, acestea pot cauza probleme serioase de sănătate mai târziu pe parcursul vieții. Deci, țineți minte, odată ce o persoană devine activă sexual, este important să folosească prezervative și alte bariere din latex și să se testeze în mod regulat la infecții cu transmitere sexuală. Șervețele pentru alergia ta? Deci, până data viitoare, nu uitați să mă vizitați pe amaze.org sau pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!